Din ce în ce mai puțin târgujieni se încumetă să calce pragul singurului cinematograf din Târgu Jiu, Cinematograful Victoria. Motivele sunt lesne de înțeles. Nu s-au efectuat niciun fel de îmbunătățiri de 20 de ani. Foarte rar pe scaunele incomode din lemn se mai poate zări câte un spectator. Condițiile într-adevăr nu prea sunt extraordinare față de București și alte cinema, e ok. Lasă de dorit? Da, lasă puțin de dorit, dar totuși dacă e să investească cineva, e ok, da. Dacă s-ar schimba și ar investi cineva, ar fi extraordinar pentru noi tineretii, da, pentru noi tineretul din Târgu Jiu ar fi extraordinar, pentru că am venit și noi, avem cinema, vedem și noi filme. Cum credeți că ar trebui îmbunătățit cinematograful? Ce ar trebui schimbat aici? Păi nu știu ce ar trebui schimbat, ar trebui tot schimbat. Probabil nici dimensiunea lui nu mai este valabilă pentru ziua de astăzi. Nu mai zic de, cum a spus dumneavoastră, de condițiile de igienizare și de asta. Ar trebui totuși de mici dimensiuni în raport cu clienții, cu vizitatorii, așa și, bineînțeles, să fie modernizat. Da, cam lasă de dorit și ăștia. E un motiv pentru care... Da, nu vin pentru că... Nu sunt condițiile bune față de alt cinema din București, din Vâlcea, în Mol, în Vâlcea, altfel decât la noi. Reprezentanții România Film sunt de părere că ar fi existat mai mulți spectatori la filmele românești prezentate de către caravana cinematografică dacă cinematograful ar oferi condiții decente. Cred că dacă era modernizat acest cinema, ați fi avut o mai... Părerea mea sinceră este că, da, normal, știți, lumea s-a schimbat, așteaptă alte condiții de la un cinematograf și așa mai departe. Nu știu dacă din cauza asta neapărat cinematografele sunt văduvite de public. Da, într-adevăr, este și asta o parte, este un aspect care trebuie îmbunătățit. Sperăm ca condițiile să se îmbunătățească și atunci să vedem și rezultatele, mă refer la oamenii care vor veni la film. Târgujienii preferă să vizioneze o peliculă acasă decât să meargă la Cinematograful Victoria.